La geamurile noastre începe marele val a primăverii. Ziua de 8 martie. Orașe și sate scăldate în primăveri, așteptând mereu căldura verii, ca copilul căldura mamei. Primăvara ne cheamă, sunând investitorii ghiocei, ca un clopot sfânt este cuvântul mamă. Mama ne cheamă mereu lângă ea. Mama e poezia pictată ce-ți închină o viață ție. Lăcrimioara mea vie printre cele mai dulci amintiri de pe insula copilăriei mele. În fața ochilor mamei mă închin, că mi-a dăruit viață ca o grădină din floare în plin. În zorii dimineții, pe lângă melodioasele păse, parcă mai ieri trecură o fătucă, iar astăzi mama, așteptând cea de-a opta zi, ce amintește de cerul înstelat sub lună. Luna, ca și mama, una este, iar stelele sunt copiii ce-i crește și educă, nepoții pe care numai ea știe când se elinte cu dragoste, cărora îl poartă griji, din zori și până în tăcutele nopți, care sunt întrerupte cu gând de dor lângă leagăn. Cu atât de scând ce mă legănai în leagănul de ieri, cu al tău cuvânt cald ce luminează al meu destin, din primul pas, în primul zbor, mă însoțește pretutindeni la bine și la greu, privirea ta de mamă cu zâmbetul de flori, privirea ta de mamă cu dragoste și dor. Ne bate inima în piept, în pulsul primăverii. În suflete și în jur se aprinde primăvara. De tine, mamă, sunt încântați luceferii din cer. Scumpe mame, onorate doamne, onorată asistență, mult stimați spectatori, bună ziua! O sărbătoare însemnată, astfel unui im, primăvara de ne adună. În această zi, cu recunoștință, dragele noastre mame, bunicuțe, soții, fiși, prietene, vă dorim să străluciți, rămâneți neuitate, puternice, iubite, splendide și seducătoare. Primiți prea plinul mulțumirii noastre. Cu fiori de respect și plecăciuni de considerațiune, vine să vă adreseze sincere felicitări președintele Raonului, domnul Valeriu Ciorici. Bună ziua la toți rezinenii, bună ziua scumpele noastre mămici, bunicuți, surori, prietene, neveste, soții. În această zi de primăvară, noi bărbații ne închinăm în fața dumneavoastră, dar dumneavoastră meritați această aplicăciune, această închinare, nu numai în această zi de primăvară, o meritați pe tot parcursul anului. Dumneavoastră sunteți acelea de la care se începe viața, dumneavoastră sunteți acele pe care viața o prelungiți mai departe și susțineți generații din generație, dându-i noi vieți și moștenirea prelungindu-o mai departe. Vă mulțumim pentru tot ceea ce dumneavoastră faceți în societate, în familie, la școală, acasă, la muncă sau în altă parte. Dumneavoastră aveți mulțumirea noastră nu numai a bărbaților, dar a întregii societăți pentru tot ceea ce faceți, pentru aceea că sunteți așa cum sunteți. Noi vă dorim să aveți în primul rând sănătate, căci sănătatea dumneavoastră, de sănătatea dumneavoastră
depinde și sănătatea copiilor, depinde sănătatea viitorului nostru, sănătatea întregii societăți. Să ne fiți așa frumoase tot timpul, să aveți mirosul proaspăt al primăverii pe parcursul întregii vieți, să fiți tot timpul iubite, să aveți copii frumoși, sănătoși și mulți ani înainte. Astăzi, din partea Consiliului Raional Rezina, vă aducem în dar la fiecare domniță, domnișoară, câte o doamnă, câte o floare, ca semn de recunoștință pentru că dumneavoastră sunteți, existați, trăiți și mergeți alături de noi, bărbații. La mulți ani înainte! Vă mulțumesc! M-a învățat maica să cânt, când greul mă apasă, și-mi iubesc acest pământ, și-mi iubesc această casă, și-mi iubesc și mândra mea, cu ochii ca coacăza, cât trăi voi cânta, că-s haiduc de la Rezina. Vin să vă aline amintirile formația folclorică Haiducii, conducător artistic Petru Jemna. Du-și mai aproape. Te ieși așa mai aproape. Go!
Cum va arăta viitoarea soție, teașirul anilor. Faci mai întâi cunoștință cu viitoarea soacră. Iar pentru a atinge succesul de lider a viitoarei familii, faci ca soacra să te asculte. Faci ca soacra să creadă că ai ales alegerea ei. Ascult soacra. Dar faci invers. Până te pomenești că îți dăruiește și o mașină. Aoleu și vai de mine, râde satul iar de tine, că în loc de o mașină ne-a dat soacra o găină, iar în asta primăvară ne-a mai dat și o iapă. Chioară. Invităm în scenă pe cei care abia așteaptă. Să aștepte, să aștepte. Știți, viața omului în aceste vremuri obosite se întretaie cu viața mașinii, netradițională. Omul poate aude în fierul cel crud bătaia omenească și tânără a inimii sale. Încercați să vă dezvinovățiți. Mă tem că nu ne înțelegem uneori și dai de-n cap în semn de afirmare, dar afirmarea asta, mi se pare, acoperă minciuna și erori. Uite acum!
Invităm în scenă colectivul Teatrul Dramatic cu studioul umoristic Mașina, conducător artistic Angela Ursache. Da, aici aveți dreptate. Dar câte ani are de acum? Mai are, încă mai are, o să vă slujească mult. Cred că nu s-a schimbat mult la înfățișare de cum am văzut-o. E tot așa blondă și cochetă. Blondă, dar cu ferile verzi? Da, nu că prui erau. Fie și că prui. Dar de unde vreți? O să fie pozitiv cu totul altceva. Înțelegeți? Da. Și e în ordine, e normal? E foarte normal. Ba, sigur. N-o să vă pare rău. Aha. Bine. Dar... dumneavoastră, ce v-a interesat mai tare? Pe mine ce m-a interesat? Pe mine m-a interesat picioarele lungi, cizmele lucioase. Lungi ca lungi. Și-ați observat bine. Dar cizmele siroase de acum, mult nu o să vă costea. Eu totuși aș vrea să o văd. Doar o clipă, e în gancă. Închisă? Nu, e cu mecanicul. Ce râzi atâta? E și timpul. I-am permis puțin vecinului să o încălzească, că e cam șezuțică. Cum i-ați permis? E de necrezut. Eu pot să mă răzgândesc. Dar cum puteam să-i aflu costul, domnule? E jignitor. Dumneavoastră, nu i-ați văzut interiorul. Dar dacă eu v-aș ruga să-mi descrieți interiorul ei? Totul e negru, iar când îi mărești viteza, se aprind becușoare verzi. Adică e rea? Iar când se enervează, eu nu mai gândesc atunci.
Știți, a făcut o comparație cu alții și arată foarte bine față de cât s-au plimbat cu ea și-o sănuță. Mă ia groază! Dumneavoastră, văd că sunteți în închisuit și nu o să vă portați astfel cu ea. Doamne, eu aud sau visez? Ca să fiu sinceră, astă vară făceam reparație cu vecinul, m-a ajutat, aveam nevoie de ea. Și a venit aghezmuit. Această dreapta a prăvălit de ea sclânt stânga. Așa și izbește în loc țicăin. Dar mersul e echilibrat? Dar ce cu ea? E invalidă, nu merge? Dar de unde? Ea arată foarte bine. Am luat-o de la un boșoroc, care o ținea lângă dulăi și creștea pentru fază. Deci, să înțeleg ea nici nu e dumneavoastră, om meu. Nu vă ne liniștiți. Am dat-o la sfătorii. Știi cum e când o iai de la un străin? Te pune pe gânduri. Și apoi, miroasea cocos. Îngrozitor. Puteți să vă puneți oricare miros. E teribil, eu m-am răzgândit. Păcat, dacă ați fi putut băga niște bani în ea, o vizeați, apoi alta, până vă luați elicopter. Da, dar eu am vrut pentru viață. Straniu, dar privirea ei îmi spunea altceva. Se vede că nu mi-a dat un ansor. Prima dată aud ca mașina să pună pință pe sătul. Care mașină? Pe cea care o vând după anunțul din Macler. Mașina! Dar eu am crezut că s-a ciclit lumea peste noapte. Scuzați-mă, eu n-am nevoie de mașină. Cred că am încurcat apartamentul. Ce număr aveți la ușă? 13 bis? Da! Da! Dar fiica dumneavoastră unde e? Ea locuiește la cealaltă ușă. Dar acum e plecată, are niște filmări în Italia. Eu pot să o contactez, am intenții serioase. Da, domnule, dar am un principiu. Care-i? Nu ceriți fiica în căsătorie până nu-mi cumpărați mașina. Măicuță, de tine mi-i dor, m-ai învățat cu drag să cânt la toate mamele pe pământ. Îmi aduc aminte de vechea poezie a autorului Petru Zatnipru, care des o recita bunica. Către institut îți scriu, din satul nostru de departe, îți mulțumesc și pentru fiu, că l-ai făcut să învețe carte. Cu atâtea fete și băieți, l-ai îndreptat spre drum, spre soare. Și cât era să-l mai înveți, să-i scrie mamei o scrisoare? Cu drag ne va cânta Mirela, piesa Măicuța. Iar când nu mă duce spre clipa, mă duce lângă tine, mă simt să-mi dea.
fetițe. Ador hiena. Valsul Venez, în scenă formație de dans Danco, conducător artistic Tatiana Lupo. Căci dorul frige-n piept să zbor până la mama mea, căci trenul este prea încet. Unii se avântă în zbor, foarte lung e zborul lor, dar cât zborul n-ar dura, de casă părintească nu uita. Să învățăm a zbura, piesă interpretată de Mirela și Vanda. Să învățăm a cura. La 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 la,
revin culorile emigrate ca păsările la cuibul lor. Ne încântă în primăvară, domnișoare rezinene, toate mândre, cosânzene, dar frunzuliță ia-s-o mie, dar o mândră îmi place mie. Vă propunem să urmăriți colecția și maestria salonului Margarita, orașul Rezina.
show you around while you skip your teachers. But no copper, no copoon while I kick a feeling. When I hold my baby, she say I do it nicer. I love a chicken pin, right the lemonade. And that's what you get when you shout that jump on. Now I gotta go. Și împrește-i alunele să dansăm în scenă cu ele. Alunelu. În scenă formația de dans popular Chindia. Conducător artistic Igor Șveț. Ei, frunză verde și sânțată, de să te învâr totodată. Dar opinca nu-mi călca, căci Hora și Sârba vom dansa. Hora și Sârba Moldovei, în scenă formația de dans popular, Floricica. Thank you.
Pe drumul de lângă moară trece maica mea spre seară. Fața-i pare obosită, căci de griji e copleșită. Pe drumul de lângă moară interpretează Ion Lubu. Și de o apă mai curată, de dorul mei când se le treacă, și eu nu-mi cetez să cânt, ele aduc sensul pe pământ. Vine să vă încânte inimile instrumentistul Ion Nistor, sârba la nai. Thank you.
Bora și sârba aș dansa, pentru că mândra mea paraschița nu mă încorăm de gurița. Cum mă apropii eu de poartă, ea spune că e ocupată. Dansul Hora și Sârba, din nou în scenă, formația Chindia. Femeile, oricum, adoră mai mult florile. De ce? Știi că și frunza e o răsplată pentru tot ce a fost odată. Și dacă nu tu, bărbate, atunci nimeni nu-și va aduce aminte de anii noștri petrecuți împreună. La finele spectacolului, vă urăm multă sănătate, prosperitate, veșnică primăvară în inimi. Din tot sufletul, zâmbiți și fiți iubite. Dar nu uitați că de tine, femeie, sunt încântați luceferii din cer. Sunteți cele care înseninați zilele bărbaților. Ocrotiți focul sacru al familiei. Nașteți viață pe pământ. Formație de dans popular Floricica cu dansul Priul. Iar noi vă dorim o seară plăcută și frumoasă în continuare.